Volumul total al creditelor de consum a crescut cu aproape 8% numai în luna martie, în comparație cu perioada similară a anului trecut. E cel mai mare ritm de creștere din ultimele luni, potrivit celor mai recente date ale Băncii Naționale. Din ce în ce mai mulți români s-au împrumutat la bănci în ultima vreme pentru diverse nevoi personale. Valoarea creditelor de consum a depășit 67,5 miliarde de lei și a ajuns să reprezinte aproape 40% din totalul împrumuturilor. Sunt mai multe motive. A luat soția un credit, a refinanțat un credit și pentru diferite cheltuieli electrocasnice. Am avut o problemă personală și a trebuit să iau un împrumut. Eu n-am făcut-o de plăcere, a fost singura soluție la momentul respectiv. Credit am și eu. Oamenii deja, din cauza inflației, nu se mai ajung cu banii și în caz vrei să faci ceva, trebuie să te împrumuți. Cererea pentru creditele de consum a început să crească mai puternic încă din vara trecută, chiar dacă dobânzile au fost ridicate, potrivit guvernatorului Băncii Naționale. Deci populația a împrumutat pentru că a constatat și a judecat corect populația că dobânzile înalte sunt sub rata inflației. Și deci creditul este relativ avantajos, este ieftin. Dacă această judecată a populației va continua pe măsură ce inflația scade, într-adevăr, începe să apară momentul în care trebuie să coborâm dobânzile. Dobânzile fixe la creditele de consum au mai scăzut în ultima perioadă. De exemplu, în cazul unui împrumut în valoare de 20.000 de lei pe 5 ani, acestea încep de la 6,5% și pot depăși 20% în funcție de bancă și de condiții potrivit datelor din piață. Chiar și așa, analiștii ne recomandă să ne facem bine calculele și să luăm un împrumut doar dacă este cu adevărat necesar. Întotdeauna un credit este bun atunci când te ajută să-ți crești veniturile sau să-ți reduci cheltuielile. Nu pentru distracție. Dacă, într-adevăr, de exemplu, chiar trebuie să apelezi pentru, să zicem, electrocasnice sau lucruri pe termen lung, poți să iei un astfel de card în rate fără dobândă, dar să știi să-l folosești inteligent și să-ți plătești la timp ratele pentru a nu intra în acea spirală a dobânzilor penalizatoare. Economiștii ne avertizează să nu ne supraîndatorăm și să luăm în calcul orice scenariu înainte de a lua un credit de consum, inclusiv în ceea ce privește veniturile viitoare.